cum am văzut până acum din cartea prorocului Maleahii, poporul lui Israel, poporul Domnului, era într-o criză acută a închinării, într-o criză a relațiilor cu Dumnezeu. Am văzut că ei contestau dragostea lui Dumnezeu, nu respectau paternitatea lui Dumnezeu, nu se temeau de autoritatea lui Dumnezeu, nu erau învățați cum trebuie cuvântul lui Dumnezeu, pentru că preoții nu-și făceau datoria să învețe pe oameni cum să se închine, cum să aducă jertfe, cum să-și trăiască viața cu Dumnezeu. Preoții n-aveau pe inimă porunca Domnului, cuvântul Domnului și căutau la fața oamenilor când tălmăceau legea, când predicau, se uitau la cine este, cum este și să nu-l supere pe cutare, să zică că nu mai vine și nu mai aduce nimic, mai bine nu-i spun nimic. Sau nu-i spun exact ce spune Scriptura. Mai mult, familiile erau în criză pentru că legământul de căsătorie era nerespectat, erau necredincioși, așa cum am văzut, în legământul de căsătorie. Și toate acestea ne arată cât de adâncă era criza, cât de adâncă era groapa spirituală în care era. Cât de jos era poporul Domnului. Și dragii mei, cum spuneam și la început, când am început mesajele din cartea Maleahii, nu pot să nu văd corespondența cu vremurile în care le trăim noi. Aceleași probleme, aceleași fenomene le regăsim și poate la cotă mai înaltă. Aceleași probleme, oameni care nu respectă autoritatea lui Dumnezeu, oameni care nu respectă paternitatea lui Dumnezeu, oameni care nu iau aminte la cuvântul lui Dumnezeu, deși se numesc religioși, deși se numesc creștini, oameni care nu sunt credincioși în legământul de familie, oameni care nu vor să ia aminte la ce vrea Dumnezeu. Dar mai mult, criza lor este mai gravă dacă luăm în considerare și textul din această dimineață. Ei aveau o problemă mai acută decât toate acestea. Versetul 17, pe care l-am citit din capitolul 2, dă tonul acestui pasaj pe care l-am citit și ne arată că ei, cei din Israel, metaforic vorbind, oboseau pe Domnul prin cuvintele lor. Și ce fel de cuvinte? Cuvinte de reproș la adresa lui Dumnezeu. Care era reproșul? Ascultați! Voi obosiți pe Domnul, versetul 17, prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău, este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Sau, puneți întrebarea aceasta, unde este Dumnezeul dreptății? Ei îl considerau pe Dumnezeu nedrept prin faptul că după socoteala lor, după perspectiva lor, cei răi propășeau. Celor răi le mergea bine. Și, dragii mei, noi știm din Scriptură, cei care citim Scriptura, ar trebui să știm că aceasta a fost o problemă din totdeauna a oamenilor lui Dumnezeu, a copiilor lui Dumnezeu. Ispita a fost să se uite la felul în care le merge celor răi și să zică, eu de ce slujesc lui Dumnezeu? Vă aduceți aminte de Asaf în Psalmul 73 sau Psalmul 37, care sunt psalmi în oglindă, 37-73, și se completează, dacă îi înțelegem.
bine, nu te uita cu jind la prăbășirea celor răi, în Psalmul 37. Psalmul 73, tocmai asta spune, începe. Da, bun este Domnul cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să-mi alunece pașii și să-mi se clatine picioarele când mă uitam cu jind, cu invidie, cu nemulțumire, la propășirea celor răi. Asta era problema, una din problemele și pe vremea lui Maleahii. Ei socoteau că sunt buni, dar problema era că ei înțelegeau pe ei răi. Și lor mi s-ar veni să fie binecuvântați. Și nu se vedeau binecuvântați. Dar vedeau că alții care nu erau atât de religioși ca ei, în ochii lor, alții care erau mai răi decât ei, erau binecuvântați. Ascultați, oricine face rău, ziceau ei, este bun înaintea Domnului și era de plăcere. Prin ce? Prin faptul că lor li se părea că Dumnezeu binecuvintează pe cei răi, iar pe cei buni nu-i binecuvintează. Și puneam întrebarea, unde este dreptatea lui Dumnezeu? Unde este Dumnezeul dreptății? Când cei ce fură, mint, înșală, propășesc. Iar cei ce vor să fie corecți, curați, cinstiți, sunt prigoniți. Sunt persecutați. Sunt marginalizați. Nu-i așa că întrebarea aceasta este una relevantă, indiferent de contextul istoric în care am trăit și au trăit copiii lui Dumnezeu. Nu-i așa că și astăzi ne întrebăm și avem ispita în inima noastră să ne întrebăm, Doamne, unde este dreptatea Ta când hoții și cu tare și cu tare, ei lor le merge bine, ei propășesc, ei au tot ce le trebuie, li se bulbucă ochii de grăsime, au mai mult decât le-ar trebui, iar noi, care venim, ne rugăm, încercăm să trăim în neprihănire, nouă ne merge rău. De ce? Unde-i Dumnezeul dreptății? Sau, unde-i Dumnezeul dreptății când statul islamic măcelărește fără milă pe oricine se declară creștin? Creștinii mor pe capete pentru credința lor în Domnul Iisus, iar ei prin putere. Ei propășesc. Ei merg înainte, câștigă teren. Unde-i Dumnezeul dreptății? Întrebarea aceasta are răspuns de la Dumnezeu în pasajul acesta. Și ne arată, știți ce ne arată? Întrebarea aceasta lor, atitudinea aceasta lor, atitudinea aceasta ispititoare și pentru noi astăzi, ne arată un lucru grav. Că credincioșii de atunci, pretinși credincioși de pe vremea lui Maleahii și uneori chiar credincioșii din vremea noastră și noi suntem ispitiți, să nu cunoaștem cum trebuie. Ei nu cunoșteau cum trebuie caracterul lui Dumnezeu. Caracterul drept, echitabil. Noi nu cunoaștem și nu recunoaștem cum trebuie caracterul lui Dumnezeu. Și când nu recunoaștem și nu cunoaștem cum trebuie caracterul lui Dumnezeu, criza închinării noastre este mai amplificată, este mai adâncă, merge mai departe. Dacă nu cunoaștem și nu înțelegem bine caracterul drept al lui Dumnezeu și cum funcționează dreptatea lui Dumnezeu, nu ne putem închina cum se cuvine lui Dumnezeu. Închinarea adevărată este egal cunoașterea caracterului drept al lui Dumnezeu. În esență, răspunsul lui Dumnezeu la problema aceasta a dreptății, a caracterului Său drept, unde ești, Doamne, cu dreptatea Ta? În esență, răspunsul lui Dumnezeu este acesta. Dreptatea mea este întotdeauna acompaniată și echilibrată, chiar precedată
de dragoste. Cu ce a început cartea mea? V-am iubit. V-am iubit. Vă iubesc. Esența răspunsului lui Dumnezeu la această problemă este că dreptatea lui Dumnezeu este acompaniată întotdeauna, este precedată în manifestări și este echilibrată, ținută în echilibru întotdeauna cu dragostea lui Dumnezeu. Și asta spune Dumnezeu mai jos, dacă ne uităm la ce spune ca răspuns. Iată răspunsul lui Dumnezeu, versetele 1 înainte din capitolul 3. Și sunt trei răspunsuri care ne arată că asta e esența. Răspunsuri pe care Dumnezeu le dă, care completează esența aceasta și ne arată că asta vrea Dumnezeu să spună în textul acesta. Mai întâi, în primele două versete, Dumnezeu spune dreptatea lui Dumnezeu, dreptatea mea și dragostea mea se descoperă, este prezentă. Unde e dreptatea lui Dumnezeu? Dreptatea mea și dragostea mea este prezentă în trimiterea solilor. În trimiterea solilor divini. În trimiterea mesagerilor divini. Versetul 1 și versetul 2. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Dumnezeu răspunde la întrebarea unde-i Dumnezeul dreptății prin acest mesaj. Voi trimite solii mei. Mesagerii. Și mai întâi ne arată Dumnezeu că va trimite un sol pregătitor. Un mesager pregătitor. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Această profeție s-a împlinit parțial prin Ioan Botezătorul. Pentru prima venire a Domnului Iisus. Dar va fi un sol, sau poate mai mulți, înainte de a veni ziua finală a Domnului. Iată ce spune Maleahi, capitolul 4, versetul 5. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie. Și aici nu se referă la, Ioan, la venirea lui Ioan Botezătorul. De ce? Pentru că spune, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșătoare, este clar că va fi un sol pregătitor și înainte de venirea escatologică, venirea finală, în ziua finală a Domnului, a Domnului Iisus Hristos, vor fi soli, vor fi cei doi martori din Apocalipsa 11, care vor veni și vor vesti, vor pregăti poporul pentru venirea finală a împărăției și a Domnului care împărățește. Ce spune Dumnezeu? Unde-i Dumnezeul dreptății? Dumnezeul dreptății se descoperă prin trimiterea solilor. Trimite solul pregătitor, dar Dumnezeu trimite și solul suprem. Solul legământului. Și deodată, spune versetul 1, a doua parte, va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Domnului? Solul legământului pe care îl doriți, solul legământului pe care îl căutați, Domnul va intra deodată în templul său. Se referă la Domnul Iisus Hristos, la venirea Lui. El este solul legământului pe care ei îl căutau, îl așteptau, îl doreau. Doreau să vină solul suprem, solul divin, solul suprem al legământului pe care ei îl doreau. Este Domnul Iisus. El este solul care va veni a doua oară, a venit și prima oară. Textul acesta vizează mai mult a doua venire, pentru că uitați-vă, versetul 2 ne arată că are de-a face mai mult cu a doua venire. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui?
Cine va rămâne în picioare când se va arăta El? Cine? Atunci să văd eu ce ziceți, unde e Dumnezeu dreptății. Când va veni El. Veți avea răspuns la întrebarea asta. Va veni solul și a doua oară. A venit prima dată și ei nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, l-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nu l-au primit. Va veni a doua oară. Unde-i Dumnezeul dreptății? Iată, Dumnezeul dreptății este în trimiterea solilor. Dumnezeu își arată dreptatea unită cu dragostea în trimiterea solilor. În revelarea mesajului Său. Dumnezeu este drept pentru că înainte să judece, vorbește. Dumnezeu este drept și iubitor pentru că înainte să te trăznească, îți spune pocăiește-te. Îți spune îndreaptă-te. Dumnezeu e drept. Niciodată să nu îți pui problema dreptății lui Dumnezeu. Problema să-ți o pui, o să vedem. A dreptății tale. Nu unde e dreptatea lui Dumnezeu, e întrebarea reală. Unde e dreptatea ta? Unde e neprihănirea ta? Unde e sfințenia ta? Unde e dragostea ta? Asta ar trebui să te întreb. Nu unde e dreptatea lui Dumnezeu, pentru că dreptatea lui Dumnezeu a fost revelată și este revelată în trimiterea solilor, mesagerilor divini. Au venit prorocii, au vorbit în numele Domnului, a venit solul special pregătitor, Ioan Botezătorul, va veni un alt sol, va veni Domnul legământului, Domnul Iisus cu slavă. Se va arăta și se arată dreptatea lui Dumnezeu și dragostea Lui prin faptul că Dumnezeu vorbește. Ne-a lăsat cuvântul Său să ne lumineze, ne-a lăsat Scriptura. Ce facem? Luăm aminte, Domnul să ne ajute. Al doilea adevăr pe care Dumnezeu îl comunică aici, la întrebarea aceasta, unde e dreptatea ta, Doamne? Dumnezeu zice, dreptatea mea și dragostea mea este în trimiterea solilor. Apoi Dumnezeu zice, de la versetul 3 până la versetul 4, versetul 3 și 4, dreptatea și dragostea mea se arată, se descoperă în transformarea preoților și a poporului meu. Acum, când scriam aleahii aceste cuvinte, preoții erau corupți și compromiși și poporul la fel. Însă venirea solului va transforma. Aici textul este profetic cu privire la Israel în viitor, însă se aplică și la noi în prezent. Venirea Domnului Iisus Hristos ne transformă. Ar trebui să ne transforme viața și avem câteva detalii aici despre transformarea pe care o va face Domnul Iisus cu privire la Israel în viitor, dar pe care o face în biserică acum. Cum lucrează Dumnezeu în dreptatea și dragostea Lui pentru a-și transforma preoții și poporul. Noi suntem preoție înaintea lui Dumnezeu. De ce spun că e transformarea preoților? Spune, El va ședea, versetul 3, va topi și va curăța argintul, va curăța pe fiii lui Levi. Erau preoți. Neamul preoțesc. Dar numai pe ei. Pe ei va curăța ca să fie argint și aur, ca să poată să ilumineze pe ceilalți și ceilalți să fie și ei transformați, pentru că spune versetul 4, atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut omului. Ca în zilele vechi, ca în anii de odinioară, va fi o transformare a Israelului, va fi o transformare a preoțimii și va fi o transformare a poporului în întregime. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, vine să ne transforme și în asta se arată dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Și sunt câteva detalii aici despre transformarea aceasta pe care aș vrea să le subliniez în această dimineață. Mai întâi aș vrea să observați în textul acesta că
Domnul Iisus face transformarea aceasta. Dumnezeu face transformarea aceasta prin prezența și puterea Lui. Spune așa versetul 3. El va ședea, va fi acolo, va sta în mijlocul lor, va fi prezent. Se va așeza acolo să lucreze cu ei. Domnul face lucrarea de transformare în inimile noastre prin prezența și puterea Lui, prin Duhul Lui. El este prezent și ne transformă. Slăvit să fie Domnul! Domnul transformă oamenii și poporul Lui. Al doilea detaliu pe care vreau să sunez este că Domnul face transformarea printr-un proces dureros. Va topi și va curăța argintul. Va curăța pe fiul lui Levi. Îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul. Știți cum se lămurește aurul și argintul? Cum se topește și se curățește? În cuptor. În foc. Procesul prin care Domnul alege să ne transforme caracterul este suferința. Cuptorul trebuie încălzit la temperatură înaltă ca să se curețe argintul și aurul. Suferințe, cazuri. Ascultați ce spune Petru și știm cum noi foarte bine cei care citim Biblia, 1 Petru, capitolul 1, versetele 5 și 6 până la 7, spune așa: voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în mântuirea aceasta, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin feluite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, spune Petru. Adică dacă aurul este încercat prin foc, credința noastră care e mult mai scumpă, trebuie încercat printr-un alt foc, nu fizic. Suferințe, necazuri, probleme. De ce suferă credincioșii? De ce suntem persecutați? Dragii mei, acesta e procesul prin care Hristos ne face aur. Fără cuptor nu se lămurește aur. Fără foc nu iese la iveală curăția noastră și integritatea noastră și sfințenia noastră. Și vreau să vă spun ceva. Am spus-o și îmi place să o spun. Suferințele, necazurile, încercările, tensiunile, problemele nu-ți determină caracterul. Ele îți doar descoperă caracterul. Caracterul ți-l formează Domnul. Încercările arată cum ți-e caracterul. Când vezi un om care răbufnește în suferință și în tensiune, nu tensiunea aceea ea l-a făcut să răbufnească, să fie într-un exces de mânie. Nu, el așa este. Aia a scos la iveală ce-i în el. Aia e caracterul lui. Numai suferințele, cuptorul, scoate la iveală ce-i bun și ce-i rău. Ce-i rău se topește. Ce-i bun rămâne. Ce-i bun strălucește. Caracterul strălucește. Și ăsta e procesul prin care Dumnezeu își transformă copiii. Așa ne face Dumnezeu aur și argint pentru El. Prin suferință, încercare, durere, probleme. Așa ne duce pe drumul slavei. Spre gloria sa eternă. Domnul să ne ajute să înțelegem aceasta. Domnul Iisus a venit să ne transforme pozițional prin jertfa Lui și să ne transforme natura noastră
prin lucrarea Duhului Său, dar lucrarea Duhului și-o face prin circumstanțe împotrivitoare, prin lucruri care ne sunt neplăcute firii noastre și omului nostru firesc, ele sunt dureri, necazuri, încercări, însă toate, spune Pavel, cântăresc pentru noi o greutate veșnică de slavă. Ce perspectivă avea Pavel? Încercările noastre ușoare de o clipă. Cântăresc, aduc pentru noi o greutate veșnică, încercările sunt ușoare și trecătoare. E o clipă. Iar câștigul este greutate veșnică de slavă. Asta dă Domnul, cu asta compensează Domnul încercările noastre. De asemenea, textul acesta, dragii mei, ne arată că transformarea pe care Domnul o face prin prezența Lui, prin procesul acesta dureros al cuptorului, transformarea aceasta are în vedere o închinare plăcută lui Dumnezeu. Ca produs al transformării, Dumnezeu vrea să-i aducem o închinare plăcută. Versetul 3, ultima parte, spune: după ce Domnul îi va curăța, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Apoi închinarea noastră, când suntem curățați și transformați de Domnul, este plăcut. Și apoi versetul 4 spune: atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi și ca în anii odinioară. Numai așa, transformați, curățați, sfințiți de Domnul, putem aduce Domnului daruri neprihănite și închinare plăcută. De aceea ne bagă Domnul în acest proces de transformare. Și așa se arată dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu așa lucrează. Pentru că El vrea să ne transforme. Își arată dreptatea, ne transformă prin suferințe, prin încercări, prin greutăți. Și arată dragostea, pentru că El este cu noi, este prezent, este acolo, El stă și supraveghează procesul acesta de transformare, El îl coordonează, El îl realizează. El vrea transformarea noastră. Slăviți să fie El. El își transformă și acum copiii, tot mai mult în asemănare cu El. Prin cuptor. Unii trec prin cuptor literal. Nu știu prin ce cuptor treci. Dar spune și cântarea aceasta frumoasă, pe care ne place să cântăm: drumul slavei trece și pe la cruce. Credincioșii, în mod obligatoriu, știu în genunchi să urce. Și una din strofe spune: nu ocoli suferință. Domnul îți va da răbdare. Domnul îți va da răbdare. Nu știu care e cuptorul prin care te va trece Domnul și prin care te trece. Dar înțelege că Dumnezeu ne trece pe noi prin cuptor, pentru că pe noi ne vrea aur și argint pentru El. Nu ne vrea mizerie, ci ne vrea aur. Mizerii sunt destule, aurii mai puțin. Unii acumulează în caracterul lor mizerie. Alții au și argint. Tu ce ai? Tu ce ai inima ta? Ce lucrează Domnul în inima ta? Cum te transformă? Unde-i aurul și argintul? Israel va fi purificat pentru Domnul prin necaz, prin suferință în final. Necazul cel mare. De ce va fi necazul cel mare? Știți de ce? Tocmai ca să-L purifice pe Israel. Să-L curăță. Și să curățe pământul de toți cei care îl robesc și îl întinează. Ca Domnul să poată veni să împărățească. Va trebui curățat totul. Tot ce e întinăciune, tot ce e păcat, tot ce e mizerie, va fi curățat. Va rămâne numai aur. Va rămâne numai argint. Domnul lucrează la transformarea oamenilor, la transformarea poporului Său și în asta se arată dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Dar în cele din urmă
textul nostru ne arată că dreptatea și dragostea lui Dumnezeu se descoperă în tratarea corectă, echitabilă a tuturor oamenilor. Dumnezeu tratează corect, echitabil, drept pe toți oamenii. Și dreptatea lui Dumnezeu va fi clară în final pentru toți oamenii. Deși unii se întreabă acum, unde e dreptatea lui Dumnezeu? În final, toți oamenii vor fi convinși că Dumnezeu este drept și rămâne drept în vecii vecilor. Va fi o judecată. După dreptate, versetul 5 și 6, ia ascultați. Mă voi apropia de voi pentru judecată. După aceea, după ce vă dau șansa curățirii, după ce vă dau șansa transformării, după ce voi trimite solul, după ce vor veni solii, mă voi apropia de voi pentru judecată. Va fi judecată, fraților, va fi o dreptate incontestabilă a lui Dumnezeu, clară pentru toți oamenii. Biblia spune că orice gură va fi astupată, închisă de Domnul. Nimeni nu mai putea să zică unde e Dumnezeu dreptății. Pentru că va veni Domnul pentru judecată. Se va apropia și ascultați. Mă voi apropia pentru voi, pentru judecată și mă voi grăbi atunci. După ce v-am dat șansa, după ce au venit solii, după ce ați putut fi curățiți în procesul meu de curățire, atunci mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străini și nu se tem de mine, zic Domnul. Voi veni și voi mărturisi, le voi pune, cum spunem, Psalmul 50, totul sub ochi. Va fi o judecată finală. Au știut oamenii din vechime. A știut Iov, care e prima carte din Biblie, cel mai probabil. Iov a zis, când a vorbit de răscumpărătorul care este viu, printre alte să știți că este o judecată. Este dreptate. Mulți au zis, poate, și Iov a fost tentat, e drept ce mi se întâmplă. Eu mă feresc de rău, caut să fac voia lui Dumnezeu și necazul, suferința a venit peste mine. E dreptoare. Alții au zis, cum au zis prieteni? Mă, tu sigur ai păcătuit. Dacă nu se poate, ceva e drept. E drept Dumnezeu, da, e drept că este o judecată. Este un răscumpărător viu. Este o judecată. Solomon a știut că este o judecată. Ce a zis Solomon la încheierea cărții Eclesiastului? Iată datoria oricărui om. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata asta se va face cu privire la tot ce este ascuns, ce nu știu alții. Ce știi tu și știe Dumnezeu. Dumnezeu va da pe față tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Le-a spus și tinerilor, capitolul 11. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta, plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate astea te cheamă Dumnezeu la judecată. Unii zic, bă, uite, vezi, era un ploaia, ți auziți, ateu acela denumit care zicea, mereu, îi dau 5 minute lui Dumnezeu. Și mai a spus, tu crezi că în 5 minute epuizezi răbdarea lui Dumnezeu? Îndelunga răbdare? Îngăduința și bunătatea lui? Nu poți epuiza în 5 minute. Dai 5 minute. Vedeți, lui Dumnezeu spunea el. I-am dat 5 minute, punea ceasul pe masă și spunea, dacă în 5 minute Dumnezeu nu mă lovește, înseamnă că nu există Dumnezeu. Asta e o logică bolnavă. Dumnezeu există. Dreptate există. Dumnezeu este drept. Dar înainte să te pune față în față cu dreptatea Lui, te pune față în față cu dragoste. Ți-a trimis solul, ți-a trimis mesager, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos însuși ca mesager, ca Fiul al Său să vină în numele Lui, să ne aducă revelația, să ne aducă mesajul după ce ne-a vorbit. În vechime, după ce a vorbit părinții noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul.
A venit Fiul să ne vorbească. Iată, dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. A venit să ne transforme, să ne facă împărăție și preoți pentru El, să ne schimbe poziția, să ne schimbe natura, caracterul, să ne facă închinători adevărat, să aducem Domnului o închinare plăcută. A venit Domnul Iisus. Dar va veni și judecata. Și toți vom sta acolo. Indiferent de poziția noastră spirituală și materială, și indiferent de orice, toți va trebui să stăm în fața judecății lui Dumnezeu. Cum vei sta? Spuneam și vreau să închei spunând că întrebarea pe care ar trebui să ți-o pui nu este unde e dreptatea lui Dumnezeu, ci cum sunt eu în fața dreptății lui Dumnezeu. Unde e dreptatea mea? Unde e neprihănirea mea? Că dreptate înseamnă neprihănire, îndreptățire. Unde e îndreptățirea ta în fața Domnului? Nu unde e dreptatea Domnului. Dreptatea Domnului este, Domnul are în caracter, Domnul are în faptele Lui, Domnul are în acțiunile Lui, Domnul este drept în toate faptele Lui, slăvit să fie El. Unde e dreptatea ta? Și vreau să-ți răspund în această dimineață, frați și surori, că când stăm cu perspectiva aceasta înaintea lui Dumnezeu, întrebându-ne, Doamne, cum sunt eu în fața dreptății tale, trebuie tot să recunoaștem că n-avem nicio dreptate în fața lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu de aceea a trimis pe solul legământului ca să ne dea dreptate El din dreptatea Lui. Să ne împărtășească îndreptățirea Lui, dreptatea Lui, caracterul Lui. Și spun profețiile, în mod special Ieremia, că atunci când va veni, îl vor numi Domnul neprihănirea noastră, dreptatea noastră. Iată ce trebuie să faci tu. Să recunoști că tu n-ai dreptate, să recunoști că ai nevoie de Domnul Iisus ca dreptatea ta, El să-ți fie dreptate și așa să poți sta în fața judecății finale a dreptății lui Dumnezeu. Îndreptățit în dreptatea Domnului Iisus. Îndreptățit în neprihănirea Lui. Îmbrăcat în neprihănirea Lui. Unit cu Hristos, cu solul legământului. Lăsându-te transformat de El, curățit de El, să poți să stai în fața judecății finale. Numai așa se poate, altfel toți vor fi mistuiți, distruși, nimiciți de la fața lui Dumnezeu, trimiși în iad. Numai cei ce vor avea dreptatea lui Hristos, haina lui de nuntă, de legământ, îmbrăcați în neprihănire, ei vor putea sta în fața dreptății lui Dumnezeu. A întreba unde e dreptatea lui Dumnezeu înseamnă să nu cunoști caracterul lui Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu și caracterul Lui, nu se întreabă unde e dreptatea, ci se întreabă, Doamne, cum sunt eu? Cum sunt eu în fața dreptății tale? Fie ca toți să putem să fim îndreptățiți pe Domnul Iisus. Și toți să putem să spunem, Domnul Iisus este dreptatea mea. Este neprihănirea mea. Este sfințenia mea. Este înțelepciunea mea. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi neprihănire, înțelepciune, sfințire, răscumpărare, pentru ca cine se laudă, oricine se poate lăuda cu ceva, se poate lăuda în Domnul, că în Domnul are ceară, în Domnul Iisus. Slăvit să fie El. Domnul să ne ajute să avem această perspectivă și această credință, că în Domnul Iisus Hristos avem îndreptățire înainte de Dumnezeu. Putem sta în fața dreptății Dumnezeu numai prin Domnul Iisus Hristos, în numele Lui. El să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Vă invit să